Din nou în direct, doamnelor și domnilor, continuăm cu informații externe. Pentru prima dată în 10 ani, președintele Rusiei Vladimir Putin și-a anulat celebra conferință maraton în cadrul căreia obișnuia să răspundă ori în șir tuturor întrebărilor jurnaliștilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, a explicat că președintele nu se va mai adresa națiunii mai devreme de anul viitor. În ceea ce privește marea conferință de presă, da, nu va fi una până în noul an. În același timp, sperăm că președintele va găsi în continuare o oportunitate de a discuta cu jurnaliștii. Face acest lucru în mod regulat, inclusiv în timpul călătorilor în străinătate. Acesta a fost răspunsul lui Pescov la întrebările insistente ale jurnaliștilor legate de data la care Vladimir Putin urmează să-și desfășoare conferința de presă anuală, considerată drept unul dintre cele mai importante evenimente politice din Rusia. Nu se știu motivele clare care l-au făcut pe liderul rus să recurgă la acest gest, dar cel mai probabil are legătură cu eșecurile pe care Rusia continuă să le aibă în războiul din Ucraina. Conferința anuală de presa lui Putin era o adevărată tradiție în Rusia. De obicei, Putin petrecea foarte mult timp alături de jurnaliști și dezbătea diferite probleme. Anul trecut, conferința a durat ceva mai mult de patru ore, iar Putin a vorbit inclusiv despre război, spunând că vrea să evite conflictul cu Ucraina și cu țările occidentale, cu condiția ca NATO să-și retragă trupele din Europa de Est. În anul 2020, președintele Federației Ruse a dezbătut alte subiecte, cum ar fi fabricarea vaccinului anticovid Sputnik, otrăvirea lui Alexei Navalnei sau averea familiei sale. Putin răspunde întrebărilor jurnaliștilor la final de an încă din 2001.